Au pus în vânzare droguri de tip nou. Un tânăr de 28 de ani, dar și complicele acestuia de 22 de ani, au fost reținuți de poliție împreună cu mascații de la Fulger. Aceștia sunt bănuiți că vindeau marihuana, PVP, dar și NSP, un produs nou pe piața psihotropelor, prin intermediul magazinelor online. În urma documentării s-a stabilit că organizatorul și capul grupării este tânărul de 28 de ani. Acesta aranja importul prin contrabanda narcoticelor din Ucraina și angaja curieri care le împărțea pe doze și le distribuia în ascunzișuri. Tânărul de 22 de ani era angajat în calitate de administrator al magazinului online. La domiciliile suspecților au fost depistate mai multe pachetele cu PVP cu masa totală de 1,5 kg, în valoare de 900.000 de lei. Totodată, fiind examinate înscrisurile de ciornă ale bănuiților, s-a stabilit că de la începutul anului și până în prezent, membrii grupării au transportat și plasat droguri în peste 8.660 de ascunzișuri pe teritoriul țării. Ambii tineri sunt cercetați penal, iar dacă vina le va fi demonstrată, ei riscă de la 7 la 15 ani privare de libertate.